Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Bunica Ileana. Vreau să văd ce părere are despre părul meu, dar am venit pe jos de la bunica, m-a adus bunica și s-a udat și nu mai are acel volum, acele mai sunt, Andreea? Sunt. Da. Aici în față, că l-am strâns. Când am făcut clătitele, nu am putut sta cu el desfăcut, că trebuia strâns. În față așa nu mai e așa. Așa este spate. Procedura. Bunico, vreau să guși din clătite care le-am pregătit și să-mi zici dacă îți place părul meu. Ia zi, îți place părul meu? E frumos, vezi, creponat. Da, creponat, exact creponat. Fără aici. Placă, da. Bio. Salutare, dragi prieteni, suntem la un nou vlog cu luminița aici. Lasă, nu mai șterg, am vorbit puțin ce are. Dragi prieteni, vreau să gustă bunica Ileana din clătite, care le-am făcut pe canalul meu, luminița LMX. Da, ce frumoase, să uite ce moi sunt. Stai să vedem, dă notă, bunica. Să vedem. Am mai făcut clătite, nu este prima dată, dar zic că nu. Dar n-are ciocolată în ele. Ba da, cum să-mi da, am mâncat ea de jos, n-am mâncat de sus. Cum Nico, dar de ce zici tu că luminița face oricând bine, bine, bine? Gogoșile și aseară ai zis că le-a făcut bine. Acum zici că le-a făcut bine. Păi dacă și dacă nu sunt bine, tu păi zici și așa? Bine, uite, clătitele nu se mănâncă de aici, luminița. Aoleu, cum? Nu. Că păi curge ciocolata. De acolo le-am mâncat. Curge ciocolata pe tine. Clătitele, uite, să mănâncă de aici. Vezi? Nu curge da. Ciocolata. Și nu curge ciocolata. N-are de unde să mănânci. Nu știam. Dacă mănânci de aici, nu curge ciocolata aici. Am înțeles. Vezi? Nu știam. Eu am mâncat invers. Pe canalul meu, prieteni, vă rog frumos să vă uitați la vlog. Se încarcă vlogul. Mai sunt 20 de minute. O să postez mai multe vloguri și pe canalul meu, și pe canalul Bunica Ileana, și pe canalul Bunicu Tomiță. Încercăm să vă mulțumim cu cât mai multe videoclipuri. Vă mulțumesc pentru comentarii. Uite, dacă mănânc de aici, curge toată ciocolata, curge pe mine, vezi? Gata, șefa, nu mai mănânc de acolo, mănânc de acolo, gata, am înțeles. Și acum de ce tu mănânci așa? Vreau să-i arăt. Andreea, tu ai mâncat din clătite? N-am gustat. Uite, ești tu una. Uite cum curge, vezi? Eu mâncai checuri. Am înțeles. Maică-ta mi-a promis ceva, dar e surpriză, nu acum. Ia zi, bunico, îți plac clătitele? Da. Ți-au plăcut gogoșile? Mâine ce vrei să-ți gătesc? Foarte bine, foarte bine. Mâine cred că fac mâncare, nu mai fac dulciuri. Am mâncat dulciuri o grămadă. Deci nu mai putem. Ciocolată cred că am mâncat 3 mâine limuri. Mâine fă-le fasole cu ciolan. Aoleu, e foarte greu să faci fasole cu ciolan. Pentru mine. Și tu ai zis, bunicu, acum nici eu nu știu să fac fasole cu ciolan. Prea greu. Prea e foarte simplu, vă învățăm. Încercăm. Nu ne mai... Acum tu... Speli ciolanul bine, îl pui la fel. Facem mâine. Fasole pregătim la fel împreună da, cu ciolan. Pregătim mâine. Pregătim mâine. Să fiu și eu în bucătărie, să învăț și eu. Să nu faceți fără mine. Să ne hotărâm ce gătim mâine. Ceva ușor... Nu eu, ce gătesc eu pe canalul meu. Ceva ușor trebuie și pe canalul Bunica Ileana gustăm din preparatele care gătesc eu și pe canalul meu le filmăm. Ne descurcăm noi, vedem noi cum facem să mulțumim pe toată lumea. Și noi să fim mulțumite și prietenii și urmăritorii să fim mulțumiți. Ce așa notă așa îi dai, bunico? Ia zi. Foarte bune sunt. Stai să mănâncă tot. Să mănâncă tot. Și sunt foarte bune. Da. Ia să vedem. Bine că te-ai învățat să știi, uite, vezi că te înveți. Da. Păi zi nota mai repede. Că... N-am zis că sunt foarte bune, 10. 10? Da. Eu zic 2. Vai, plus 10 plus. Eu zic 2. A, poți zici tu. Știi ceva? Ești invidios? Papi, ce notă ți-a dat aseară? Nu, la gogoși. Nu a fost acasă domnul Papi, a fost Marița și tot 10 mi-a dat și a zis Marița că îi place de mine. Că... Nu zic ești în planele, că a pus Marița pe telefon. Nu știu, a adus haine? Întrebăm. Nu știu. Am întrebat-o mult, așa a zis că le-a pus și ea, așa nu a adus. Vedem. Marița mi-a dat 10 și lui Marița i-am trimis calde, deci le-am mâncat calde. Și am trimis mie mereu. Acum gătesc și eu, fac rețete și îi trimit și eu ei. Și ea ție și tu ei. Deci prietenii a primit 10 la clătite, la gogoși 10. Da.
acum mâine nu știu ce o să gătesc, vedem. Poate iei un doi mare. Poate iau și un doi de la bunica mea, profesoara mea, doamna Ileana, bunica mea Ileana de la Strehaia, care m-a învățat să gătesc, care mă învață în continuare, că nu știu să gătesc bine, bine, bine. Știu? Nu știu. Nu știu, încă. Te înveți. Nu știi. Ți-a zis adevărul. Te înveți. Cu timpul te înveți. M-a învățat și ea câte ceva, să zic asta. Mi-a făcut părul și sunt foarte mulțumită de volumul care l-am avut azi, deci să intrați la mine pe vlog. Acum au trecut 3-4 ore de când am avut părul desfăcut. Am fost pe jos și mi s-a udat tot părul. A nins. Și nu mai e volumul afară. Uite, pune mâna să vezi. Creponat. Nu am mai pus placa, că te-ai certat cu mine ultima dată când am pus placa. Placa arde părul. Placa arde părul, prieteni. Așa că mai bine, prieteni, ați văzut cum am avut eu codițele. O fac și pe Albina la codițe, trebuie. Și să filmez și ca pe să mine. Vadă doamnele cum ai făcut codițele, să facă și ele. Da. Și le lăsați. Dar tu de ce n-ai vrut să te filmez când le-am făcut? Nu eram aranjată, nu aveam chef. Vezi? Nu faci pe mine mâine, bunicu. Da. Trebuie să o faci pe Albina, pe Alisa. Alisa este la București cu bunicul Tomiță, ai văzut? Da. Bunicul au Tomiță. Au mâncat rânză. Da, postează vlog, prieteni. Dragi prieteni, scuzați, dar mai tușește bunicul, încă mai are răceală. N-a trecut răceala. Nu a trecut așa bine. Nu ne-am curățat. Dar ce răceală periculoasă, de când suntem noi n-am avut răceala asta. Da. Covidul, bunicu. Vezi că este așa cum spun eu. Vezi când spun eu, fă-i părul cum zic eu, împletește-l. Am crezut că mă trage nu de mă alegi, nu mă alegi acolo. Uite ce frumos a făcut acum. Uite. Vezi ce frumos a făcut. Dar și rochia e frumoasă. Vezi când ești bine îmbrăcată că nu-ți băgăm de vină. Da, să mergem la o nuntă să mă faci așa părul. Da. Nu mi-a dat prin minte să fac așa mai de mult. Nu ți-a dat ție, dar eu am spus de mult. Știi cum se numesc codițele? Da. Ia ghicește. De unde să știu? Codițe afro. Afro. Da. Da. Dar eu vreau să mi le faci așa, nu să faci cu bulețe, să vină așa, completite. Da. Mai încercăm altă dată. Da, ce da. Zici? O să-ți fac toate codițele așa până aici. Roz. Până sau mov. Până aici. Da, așa. Da. Da. Și să vezi ce s-a mânat. Și trebuie să facem un vlog, să ne îmbrăcăm țigănești și să faci trei coade. Să văd cum stă mie cu trei coade, că sunt foarte curioasă. Cum adică? Da. Două coade? Nu, la mine nu se fac două coade. Nu, trei coade. De ce nu este voie să fac două coade? Pentru că nu ești măritat. Auziți, prieteni, acum vă explică bunica Ileana de ce nu avem voie fetele să facă două coade. Fetele care sunt nemăritate fac trei coade. Două în față și una în spate. Nu știu. Trei coade. Femeile măritate fac două coade și pun batic pe cap. Și aia în fetele spate ce vine? Fetele măritate nu pun batic pe cap. Coadă. Coadă în spate și două în față. Da. Coadă de cal. Nu cred. Așa ceva. Trei coade. Încercăm. Da. Dragi prieteni, vă mulțumim din suflet pentru mesaje, pentru tot. Bunica Ileana a gustat din clătitele mele. Sunt foarte mulțumită de răspunsul ei. Da, da. Și că și foarte bine. Mi-a făcut părul atât de creț. Sunt mulțumită și de volumul părului. Am făcut niște poze. Hai să vezi ce a ieșit. Da, am văzut câte de ce. Vroiam să fac părul creț. Chiar vroiam. Te-a urmărit bunica. Da, vroiam să fac părul creț și nu aveam placă. Am pierdut placa. Dragi, vezi că se face și fără placă? Da. Și se face mai frumos fără placă. O să faci și ondulat, dar nu știu cum. Ondulat, te învăț să faci și ondulat. O să faci și pe paie. Știi cum? Ce paie? Uite, fac și iau cârpe. Da, cu cârpe. Nu cârpe. Cârpe, știu eu. Și le fac așa cârpele și le leg aici sus. Așa am văzut și eu pe ele. Și când le dau drumul, să vezi ce să fac. Și când să stau așa? Nu m-am ondulat. De seara până dimineață. Ia uzi. Da. Cârpe. Am rămas șocată. Cum da. Tosop. Stai un da, dar să fie puțin părud. Te speri și legat. Dar unde ai văzut toate astea despre păr? Păi eu am trecut și eu prin viață. Cum unde am văzut? Păi nu, astea sunt noi. Nu vrea să făceau. Nu sunt noi, ăștia sunt vechi de mult. Și plăcile pentru sunt tine noi. Sunt noi, că acum auzi tu, dar eu le știu de mult. Bunicu, dar tu da. Nu ai păr.
Unde îți făceai și tu dacă nu aveai păr? De mult. Aveam, de mult, acum nu mai am. De mult. Aveai? Da. Ia de ce de mult? Mulțumesc, bunică, pentru și tot. Și eu îți mulțumesc pentru tot. Mi-ai dat un răspuns. Mi-ai făcut părul. Da, să fii sănătoasă, să ajută Dumnezeu. Tu, dragi prieteni, vă rugăm frumos să ne urmăriți cu mult drag. Dacă aveți plăcerea să ne urmăriți și să ne trimiteți mesaje, să ne dați și nouă un like, să ne să vă apăsați pe clopoțel. Bunico, am primit o grămadă de mesaje. O grămadă am primit. Am primit și eu pe canalul meu și pe canalul tău. O grămadă de mesaje. Da. Mulțumim frumos, dragi prieteni, și revenim cu un alt vlog. Mai răspundem la mesaje, mai nu răspundem, că nu putem să răspundem. Ne scuzați, dragi prieteni, ne cerim scuze. Le-am făcut de mine. Ia uitați, prieteni. Ia arată și la cameră. Dar eu nu le-am văzut. Mamă, ce frumoase. Că eram tot așa ocupată cu Dar ale tale sunt, nu? Ale mele, da. Am o bunică model, prieteni. Fidel. Model. Nu sunt puse. Sunt ale ei. Ale mele sunt. Foarte bine, bunico. Am cea mai tare bunică din Strehaia. Da. O iubesc așa foarte este, mult. Așa este. Vă salutăm, dragi prieteni. La revedere.